Salutări, multe întrebări și multe bune. Sper că vă puteți să spunem la mare parte din ele până când părintele de dat va poruci că putem să rămânem. O să dau parte timpul acestora. Dacă vor rămâne și la conferința de seară voi avea prilejul, voi mai pune și cele care vor rămâne. O să-i dau mai aici pe rând și alea de la curs. Se poate îmbolnăvi inima din practica rugăciunii? Unde se greșește? Ce ar trebui făcut? Care e lucrarea corectă? Rugăciunea lui Iisus. Of course, the heart can become sick. Sigur, inima se poate îmbolnăvi. If there is pride and ambition, dacă este mândrie și ambiție în această lucrare. It happened to me. Mi s-a întâmplat și mie. In the first year I was at the monastery. În primul an când eram la monastire. I came to a point that I could not even invoke once the name of Christ. Am ajuns în punctul în care nu puteam să mai chem nici măcar o dată numele lui Hristos, să-l rostesc. And I had to stop for 2 weeks. Și a trebuit să mă opresc timp de 2 săptămâni. Until that strange pain disappeared. Până când acea durere ciudată a dispărut. And then I started again with Father Sofroni's instruction in a more humble way. Și apoi am reînceput din nou sub îndrumarea părintelui Sofronie într-un chip mai smerit. All the trials we go through in our spiritual life, the ups and downs in our spiritual life, is to teach us one great lesson. Toate încercările prin care trecem în viața noastră duhovnicească, toate înălțările și căderile care ne sunt îngăduite, sunt îngăduite ca să ne învețe un singur lucru. That God's great salvation is not ours, is not our merit, but is His gift. Și acest lucru este că marea mântuire pe care o primim este darul lui Dumnezeu și nu este rodul lucrării noastre. So, the two indispensable presuppositions for the practicing of prayer is continuous thanksgiving and humility. Și deci două lucruri pe care le presupun pe lucrarea dreaptă a rugăciunii sunt aducerea în permanență de mulțumire lui Dumnezeu și smerenia. All the gifts of the saints, they were gifts of God to them. And toate harismele sfinților sunt daruri ale lui Dumnezeu către ei. And He measured them to them according to their gratitude with which they received them. Și Dumnezeu le-a dat pe măsura recunoștinței pe care sfinții au arătat-o față de El. Cu cât au arătat mai multă recunoștință și au adus mai multă mulțumită lui Dumnezeu, cu atât darurile au fost mai multe și mai mari. And only that about which they thanked God to the end became theirs forever. Și numai acele daruri pentru care au adus mulțumită până într-un sfârșit lui Dumnezeu, au devenit ale lor pe veșnicie. Sunt două întrebări asemănătoare și a aspectat părintele numai pe aceasta. Este criza emigranților o provocare pentru creștinism? Cum reușim să nu devenim și noi extremiști? Every problem in this life is a challenge. And desigur, orice problemă din această viață este o provocare. Even death becomes the greatest gift for man and the greatest challenge. Până și moartea care devine cel mai mare dar pentru om și cea mai mare provocare.
when death threatens our life and we stand in confrontation with it and give thanks and glory to God, that means that our faith is stronger than the death that threatens our life. Atunci când moartea ne amenință viața și stăm sub această amenințare și în această stare aducem mulțumită lui Dumnezeu, arătăm atunci că credința noastră este mai puternică decât moartea. We don't know. There is a lot of turbulence now and a lot of effervescence in the world and many crises. We don't know what the result is going to be. E multă tulburare în lumea de astăzi și sunt multe crize și nu știm care, la ce vor duce ele, care va fi rezultatul lor. We only know from the book of the Revelation, which says, let him who is holy become holy still, and let him who sins sin still. Dar ce știm ceea ce citim în Apocalipsă, care zice, cine mai spurcă, mai spurge, cine mai sfințească, mai sfințească. Spun eu o traducere mai veche. If we are faithful to the Lord in our life, dacă suntem credincioși Domnului în viața noastră, surely we'll become the instruments of his good providence for the whole world. Cu siguranță vom deveni instrumente ale croniei lui celei bune pentru întreaga lume. De ce o minte imaginară nu este bună pentru teologie? Because imagination cannot surpass the created reality. Pentru că imaginația nu poate să treacă dincolo de realitatea zidită, realitatea creată. We are falsely consoled about things which we don't have and which we should have. Noi suntem preocupați despre, ne preocupăm despre lucruri pe care nu le avem și vrem să le dobândim. Într-un chip, și tot asta într-un chip mincinos. Imagination is always influenced by our pride, by our selfishness. Și imaginația este mereu influențată de egoismul nostru, de mândria noastră. St. Paul says that the event of God and the knowledge of God surpasses every imagination of what we can even think or imagine. Sfântul Pavel ne spune că evenimentul care este Dumnezeu, Dumnezeu este dincolo de orice ne putem noi închipui în această viață. Because the gift of God is real and boundless. Pentru că darul lui Dumnezeu este adevărat și nemărginit. And it transforms the life of man. Și are puterea să transforme viața omului. Whereas imagination cannot transform our life. Nu poate să transforme viața noastră. And when it becomes ill directed, then it destroys our life. Și atunci când, mai ales când este rău direcționată, poate chiar să ne distrugă viața. Cum ar trebui să ne comportăm atunci când suntem bolnavi și suferim? How should we behave when we are sick and suffering? You know, in the Feast of Pentecost, as a prefiguring figure of Pentecost is given by prophetess Hannah. Prorocia a pogorârii Sfântului Duh, acestui praznic, o înainte arătarea lui,
lui este o avem în Vechiul Testament prin prorocița Ana. And it is written in the scripture that she went to the temple and she poured out her grief to the Lord, seeming to be drunk by this urge to pour out her heart to the Lord. Citim în Vechiul Testament că ea s-a dus la templu și și-a vărsat toată durerea inimii ei prin rugăciune acolo. Și această durere o adusise într-o asemenea stare încât ceilalți și preotul a crezut că este beată. So, in grief or tribulation, first we must pour out our heart to the Lord, who is the only one who is able to console and redeem us. Deci, în durere și în necaz, trebuie să ne vărsăm inima înaintea lui Dumnezeu, care este singurul în stare să ne dea adevărata mântuire. For monks and for those who are strong in the spirit, there is another way even more powerful. Pentru monași și pentru cei care sunt mai tari duhovnicești, mai există și o altă cale și mai puternică. When we are in the hell of despair and devastation in our life, când ne aflăm în iadul deznădejdii și al destrămării vieții noastre, if we judge ourselves worthy of that and yet we do not despair but we have all our confidence in God, then we overcome that which is afflicting us. Dacă în această stare ne considerăm pe noi înșine vrednici de ea, dar nu deznădăjduim și ne punem toată nădejdea în Dumnezeu, atunci reușim să o pierdem și să ieșim din ea. And there is a third way, și mai există o a treia, which is more accessible to us psychologically. Care e mai accesibilă nouă din punct de vedere psihologic. Thanking God about everything, even about the sad things in our life, judging that we are worthy for that because of our sins. Să aducem mulțumită lui Dumnezeu în toate necazurile care vin asupra voastră, considerându-ne vrednici de ele și că ne primim pentru păcatele noastre. In this way, continuous thanksgiving makes up for what we are lacking and intercedes for our weakness before God. În acest mod, cu aducerea în permanență de mulțumită lui Dumnezeu, compensează lipsurile noastre și devine ca o mijlocire înaintea lui Dumnezeu în favoarea noastră. Ce părere aveți despre dialogul și rugăciunea comună între culte și despre viitorul sinod panortodox? I think the church is more wise than myself. I cannot have an opinion higher than what the church. Eu cred că biserica este mai înțeleaptă decât mine și nu pot să am eu o părere alta decât are biserica în aceste privințe. Now, in the world, there is a dialogue between everybody and with everybody. Acum în lume e un permanent dialog între toți, între fiecare cu fiecare. We cannot avoid a dialogue with whomsoever. Deci nu putem nici noi evita dialogul cu fie cine oricine ar fi. The Holy Apostle James says that we should be ready to give an account about our faith to whoever asks us. Sfântul Apostol Iacov ne spune că trebuie să fim pregătiți să dăm seama despre credința noastră în fața oricui ne-o cere. I think that if we are firmly established
in the truth and uniqueness of our tradition, we can have a dialogue with everybody. Eu cred că dacă suntem bine întemeiați în adevărul și unicitatea tradiției noastre, atunci putem dialoga fără teamă cu oricine. It is a wonderful opportunity for evangelization, ecumenism. Și ecumenismul devine un prilej foarte bun de evangelizare. If we do it with humility and faithfulness to the truth revealed to us in our tradition, revealed and confirmed in our tradition, I know many representatives of our church in different countries that took part in this dialogue, who were holy people. One of them was Father Staniloae. Știu mulți reprezentanți ai bisericii noastre ortodoxe din multe țări care au avut parte în acest dialog ecumenic în acest fel cu rezultate, unul din ei fiind Părintele Dumitru Staniloae. Zealotism in our church becomes like terrorism because of the fear people have, because they have a fear not knowing the truth, and they have a fear and they become zealots and a terror to the church. Zealotismul este un fel de terorism în biserică și acesta se întâmplă din cauza că oamenii se tem. Au o teamă, necunoscându-și bine adevărurile, se tem. Acest zelotism care este un adevărat terorism. If we are confirmed in the truth of our tradition, we are liberated from every fear. Dacă stăm bine întemeiați în adevărul tradiției noastre, suntem liberi de orice teamă. We must be kind and magnanimous to everybody. Trebuie să fim blânzi, cu bunătate și cu mărinimie față de oricine, față de toți. But very firm and unyielding in matters concerning faith. Dar foarte ferm și neclădiți în adevărurile fundamentale ale credinței. Cum să ne împărțim timpul pe parcursul zilei pentru a ne putea hrăni sufletul și totodată pentru a împlini cele lumești necesare trupului? That's a very good question. Asta e o întrebare foarte bună. I have never been able to organize my life, but I'll speak to you about that. N-am fost niciodată în stare să-mi organizez viața mea, dar o să vă vorbesc despre asta. We have the same program the church has for us. Avem același program pe care biserica are pentru noi. There is one program in the prayers of the church. Există un program în biserică, în rugăciunile bisericii. We say in the morning, vouchsafe, O Lord, to keep us without sin this day. Spunem dimineața, îndrednicește-ne, Doamne, ziua aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. We say in the evening, vouchsafe, O Lord, to keep us without sin this evening. Și seara spunem, îndrednicește-ne, Doamne, seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. And we say in the complaint in the night, vouchsafe, O Lord, to keep us without sin this night. Și spunem la paleceniță pentru noapte, îndrednicește-ne, Doamne, noaptea aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. So this is the program of our life in the church. Vouchsafe, O Lord, to keep us without sin. Deci acesta este programul vieții noastre în biserică. Îndrednicește-ne, Doamne, fără de păcat să ne păzim noi. And for this reason, the church has instituted the dedication of one day to the Lord, Sundays to the Lord, and the feasts during the week, and other events, in order to have this, to gather the traces of grace in our heart and help us to go through life
as far as possible without sin. Și de aceea biserica a rânduit cea de-a șaptea zi duminica să fie dedicată mai mult rugăciunii, precum și praznicile pe care le-a rânduit, în așa fel încât prin aceste zile să adunăm în inima noastră mai mult har de la Dumnezeu și să putem împlini acest program, adică să ne vrednicim să trăim fără de păcat. We dedicate Sunday to the Lord in order to spend it with prayer and meditation on the Word of God and gather the traces of grace to help us to go through the week as far as possible without sin. De aceea, duminica este ziua dăruită lui Dumnezeu, ziua în care ne rugăm, în care citim Cuvântul lui Dumnezeu, în care adunăm în inima noastră urmele harului lui Dumnezeu ca urmare acestor rugăciuni și citiri pe care adunându-le în inima noastră să ne ajute în cursul săptămânii care urmează să trăim cât mai fără de păcat cu putință. We do the same with the services during the day, the services of the church during the day. Și același lucru se întâmplă și cu slujbele bisericii din timpul unei zile. We need to dedicate some time in the day which God gives us in order to put the seal of eternity on that day. Trebuie să dedicăm o parte a zilei pe care o avem, o parte a zilei să o dedicăm de Dumnezeu ca să punem pe ea, pe această zi, pe cetea veșnicii. Every time we pray before God with all our heart, we put the seal of eternity on those moments of that day. De câte ori ne rugăm din toată inima noastră lui Dumnezeu, punem o pecete a veșniciei pe acele clipe în care ale zilei în care noi am făcut acest lucru. And all these seals of eternity in every day of our life, at the end, they will swallow up all our life and make it merge with eternity. Și toate aceste pecete ale veșniciei pe care le-am cumulat în fiecare zi, la sfârșitul vieții vor înghiți toată viața noastră și toate lucrările vieții noastre și le vor înveșnici. A grandiose program, because a grandiose life is given to us and even more promised to us. Un program măreț, pentru că o măreață viață ne-a fost făgăduită nouă de la Dumnezeu. Cred că, în mare parte, prin răspunsul de părinții, se acoperă și generic majoritatea întrebărilor care mai sunt acum. Dacă părintele Can încurința să mai dau și trei la vreo două, putem să mai facem, dar deja cred că răspunsurile acoperă cele care sunt aici. Da, cu mulțumim frumos. Eu v-am să-l rog pe părintele în numele studenților în special, pentru că am vorbit despre faptul că această mănăstire are un specific aparte. Deci este o mănăstire ortodoxă într-un spațiu anglican, în principiu, că este alcătită și din monahi și din monahii, că pe lângă cele șapte laude are în program și rugăciunea lui Iisus, pentru că sunt adunați acolo în comunitate reprezentanți ai multor națiuni sau naționalități. Și șase românce. Și șase românce, uitați încă un element. Se vorbească un pic despre această mănăstire, despre programul de acolo, despre comuniunea pe care o realizează rugăciunea în comun dincolo de, eu știu, limba de proveniență, de educație, de mentalitate și așa departe. Dacă l-a cunoscut sau nu pe părintele la fel, noi ca așa, un picuț. We don't have seven services every day. Nu avem cele șapte laude în fiecare zi. We have only two services every day. Avem numai două slujbe în fiecare zi. Each one 2 hours. Fiecare de 2 ore. And the liturgy 4 times a week. Și liturgia de 4 ori pe săptămână.
On Sunday, twice on Sunday. Două liturghii duminica. On Tuesday, on Thursday, and on Saturday. Și în timpul săptămânii avem marța, joia și sâmbătă. Four times, as recommended by Saint Basil the Great. De patru ori, așa cum ne recomandă Sfântul Vasile cel Mare. It is really, Father Sofroni wanted that the central points of our life should be the liturgy and the Jesus prayer. Și Părintele Sofroni ne-a rânduit ca punctele de referință ale vieții noastre de rugăciune să fie liturgia și aceste slujbe cu rugăciunea lui Iisus. The Jesus prayer is necessary because it keeps us in the presence of God and files off the rust we accumulate in this world in order to make us able to present ourselves before God in the liturgy. Avem nevoie de rugăciunea lui Iisus pentru că ea șterge, dă la o parte rugina pe care o acumulăm noi lăuntrică în viața de zi cu zi și ne face capabil să ne ducem la liturghie curățiți de aceste lucruri. We are many nationalities, we are 17 nationalities. Suntem multe naționalități acolo, în total oștea are reprezentanți din 17 naționalități. This helps us psychologically to understand that the Church of God is neither Greek nor Romania, neither English nor Russian, nor any national, has no national character. Aceasta ne-a ajutat să înțelegem că Biserica lui Dumnezeu nu este nici greacă, nici rusă, nici română. Biserica lui Dumnezeu nu are un caracter național. As we confess in the Creed, the Orthodox Church is one, holy, Catholic and Apostolic. One. Și așa cum spunem în crez, Biserica este una, Sfântă și Apostolică. And this we learn already from the beginning. Saint Paul, when he writes his epistles, let's say to the Corinthians, he doesn't say to the church. To the Church of Corinth, he writes his epistle not to the Church of Corinth, but to the Church of God in Corinth. Și aceasta ne învață încă dintr-un început Sfântul Apostol Pavel, care scrie epistolele sale nu către biserica corintiană, ci biserica celor din Corint. If we are to witness about the unique truth of the Orthodox tradition in this contemporary world, we must get rid of every trace of nationalism. Dacă vrem să mărturisim despre unicul adevăr al tradiției, unicitatea adevărului tradiției noastre în lumea contemporană, trebuie să ne lepădăm de orice urmă de naționalism în biserică. We have, all of us, a strong, a great, and high identity. Our very identity is that we are members of the body of Christ, of His Church. Noi toți avem o unică și puternică identitate și această identitate constă în faptul că toți suntem membri ai acestei unice biserici a lui Hristos. That we are Greeks or Romanians or Russians is a secondary identity. Că suntem greci, români, ruși, asta este a doua identitate. Prima identitate este că suntem membri ai bisericii ortodoxe. Which receives even a value from our higher identity. Iar identitatea noastră națională este are o valoare prin faptul că mai presus de asta există această identitate a noastră ca ortodox.
We love Greece or Romania or Russia, not because of anything else, but because of the house of God that there exists. Și iubim Rusia, Grecia, România, nu din alte motive, ci mai ales din faptul că acolo se lășuiește casa lui Dumnezeu. We don't have to fear about anything. Nu trebuie să ne temem de nimic. We have to be always ready to give them a good word. Trebuie să fim întotdeauna dispuși și gata să dăm un cuvânt bun. And let God do his work. Și să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze. They don't ask us to give them the sacrament, for example. They know that they cannot have it. Nu ne cer, de exemplu, să ne dăm tainele, Sfânta Părtășanie, pentru că știu că nu facem lucrul ăsta și nu vor. But we can receive them with kindness, with love and honor. Dar îi putem primi cu bunătate, cu dragoste și cinstindu-i. And the Anglicans are like that. They have many problems, but they have a certain kindness and a certain comprehensiveness, as they say. Da, și au multe probleme, dar au și o anume bunătate și o anume disponibilitate, ca să spunem așa, de a primi. I have a friend who is an Anglican bishop. Am un prieten care e episcop anglican, who was in his youth a student of your patriarch in Switzerland. Și care în tinerețe a fost student al patriarchului Daniel când acesta se afla în Elveția. Then he became a priest. Apoi a devenit preot. And Patriarch Daniel received him for a week, Holy Week, to live with him and see the services during that week. Și patriarhul Daniel l-a primit într-un an, în Săptămâna Mare, ca să vadă și el și să trăiască împreună cu el slujbele din Săptămâna Mare de la noi din biserică. Here in Iași. Aici în Iași. Yes. And now he is a bishop. Și acum e episcop. And he is the responsible, the representative of the Anglican Church in the dialogue between the Orthodox and the Anglicans. And he is very well disposed to the Orthodox Church. Și el este acum reprezentantul anglicanilor în dialogul ecumenic dintre ortodoxi și anglicani și are o foarte mare și bună deschidere față de ortodoxie. This is a merit and a praise for your patriarch. Acesta este un merit și o cinste pentru patriarhul dumneavoastră. Who helped this man? Care l-a ajutat pe acest om. And we don't know about the future. Și nu știm ce va fi în viitor. Yes. Spun pentru studenții mai tineri că prin anii 1930 și după a avut un foarte fructuos dialog teologic între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Anglicană. S-au scris teze de doctorat pe această temă, au avut multe întruniri. După aceea, de păcate, mai cu seama cu hegemonia femeii, aceste dialoguri au căpătat o altă turnură, să zicem. Dar sunt destul de receptivi. Al doilea lucru este mărturia unui preot român într-o comunitate, evident, românească din Germania. În ultima vreme, foarte mulți se îndreaptă și se pregătesc la ortodoxie. Dar cum? Încearcă să vadă, citindu-i pe Sfinții Părinți, unde se păstrează astăzi cel mai bine învățătura lor. Și constată că în Biserica Ortodoxă. Și așa se comportează. Noi, pentru studenții amintiți, spunem faptul că avem pe parcursul anului universitar mai mulți oaspeți deosebiți care ne prezintă diferite teme. Ne bucurăm că acest an universitar a fost debutat cu conferința Părintelui Arhimandrit Zaharia Zaharu și mulțumim foarte mult pentru aceasta. După cum mulțumim și Maicii pentru traducere, Părintelui Arhimandrit Nichifor pentru faptul că ne-a inclus în programul
capacity. Foarte încărcat al Părintelui în aceste zile în Eparhia noastră, după cum și Părintele Mitropolit Ioan, că a venit cuvântat ca această întâlnire să aibă loc aici, în facultatea noastră. Legat de ceea ce spunea Părintele la începutul conferinței, cred că, Părinte Zaharia, întâlnirea noastră a fost și rămâne un eveniment duhovnicesc. Our meeting is a spiritual event. Ne-a vorbit despre învățătura lui Sofonie, despre rânduiala satornicită la mănăstirea de Essex, acesta despre Sfântul Siluan și așa mai departe. Așa constatăm, încă o dată, că indiferent de timpul în care au trăit părinții, sfinții, oamenii duhovnicești, indiferent de loc, cum s-a spus, de naționalitate, de limbă și așa mai departe, pentru că au în comun Duhul Hristos, sunt aproape la fel. Doar darurile sau harismele despre care au vorbit îi diferențiază. Cred că este foarte important ce a spus în final și nu vreau să lungesc nici eu prea mult cuvântul, că în dialogul cu ceilalți trebuie să fim și am reținut expresia bine întemeiați pe credința proprie. Să fim fideli acesteia și să ne purtăm cu smerenie. Deci, bine întemeiați, fideli și smeriți. Și atunci nici o teamă pentru cei care vin, pentru cei care pleacă și așa mai departe. Încă îți mulțumim foarte mult, Părintele Arhimandrit Zaharia. Dumnezeu să vă răsplătească o steneală pe care ați făcut-o pentru a veni aici. Timpul acordat nouă. Sperăm cu folos să vedem cu pecete asupra formării noastre, a tuturor, de fapt. Și dincolo de mulțumirile noastre, pentru că înainte de a veni aici, ați dat în capela facultății, care se pregătește de hram, Sfântul Mihail, pentru că a fost scritoria lui Mihail Sturza. Aceasta este o icoană realizată de studenții noștri la Arte Sacre și vă oferim ca semn de mulțumire și de recunoștință pentru prezență și cuvânt în facultatea noastră de Dumnezeu de Gloaie. Și folosim ocazia, bineînțeles, de a vă invita din nou, ori de câte ori puteți, aveți ocazia, dacă nu s-o creați.